Vă salut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de MotoGP 21 Career Mode. Suntem la cea de-a treia cursă din noul sezon, la Austin. Din nou o cursă pe care n-am putut să o facem în sezonul trecut pentru că am luat calendarul cu COVID-ul. Acum e cel original și o să băgăm, vă dați seama, practice-ul. FP4 văd, lăsăm decât un practice, vedem ce facem. Și hai să dăm drumul unui test drag dacă mai vreți episoade de genul pe canal. Și suntem la calificări. În practice am fost relativ în spate pe locul 21 pe antepenultimul loc. Dar totuși sper că măcar la calificări să ne descurcăm ca lumea. Hai că punem softurile ăștia. Vedem frânele dacă sunt puse ca lumea. Da, sunt puse ca lumea. Văd, da, sunt puse ca lumea. Dăm și un skip un pic la timp. Să apucăm să facem cele mai bune rapori în ultimele minute. Dacă se poate. Hai să vedem. Cam așa am înțeles. Bun, hai. Poate. Sincer, nu știu dacă reușesc să fim în Q2. Dacă reușesc să mă calific în Q2, dar măcar acolo în top 10, respectiv top 20, cred că putem să fim. Și suntem pe locul 1, avem din nou șanse la Q2. Intrăm la pit pentru că cum avem fuel să mai facem încă un tur. 28 de secunde, să sperăm că rămânem pe primul. Ce naiba fac ăștia în casă? Vă redau cu bol mașina, pe bune? Acum se găsesc că filmez de locul 2, dar mergem în Q2. Bun, hai să vedem și în Q2 cum ne descurcăm. Bă, dacă suntem din nou acolo în top 10, ar fi senzațional. Bine, ar fi bestial să fim iarăși în pole position, cum ar fi două poluri consecutive. Ar fi ceva de dreptul senzațional, ești nebun la cap. Deci, și cu Aprilia noastră, Espargaro, nu știu dacă. Ba, cred că e Espargaro în mai departe. Cred că e acolo. Sau habar n-am, o fi unde nu se vede acolo, între 38 mă gândesc. N-am văzut dacă a fost în Q2 cu mine. Și nici n-am văzut dacă e în Q1. Aia că aici o greșit, o dăm înapoi. Hai de capul meu. Auto, suntem la calificări. Putem. Ce naiba, mă? Ni se permite la calificări. Hai, du-te, 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 du-te. Și nu mai urcăm niciun loc, din păcate, nu mai avem nici fuel. Return to pit, vedem pe ce loc terminăm. Da, pe 12, din păcate. E bine totuși, suntem plecând din linia a patra, ne-am îndeplinit obiectivul. Din nou, a doua clasare consecutivă în Q2, deci cred că e prima dată când obținem acest rezultat așa în calificări. Atât de bune rezultatele, pe bune zic, în ultimele 2-3 curse. Bine, prima cursă n-a fost un rezultat foarte bun, dar acum, bă, din ce în ce mai bine, ce să zic. Hai, mergem pe medium, cred că cu hard, aș zice. Ne recomandă softul. Ne recomandă softul pe spate. Bine, mă, iau soft pe spate. Plecând din linia a patra de pe locul 12. Hai cu un start bun, te rog eu frumos. Haide. Pare relativ ok. Relativ ok. Ne împinge de la spate cineva. Bine că n-am trântit-o. Oale, uite pe lecuna. Uite pe lecuna ce face. Uite cum intră în ăsta. Nebunie. Vai de capul și de zilele mele. Mai de capul meu. Doamne, ce am văzut. Bă, ăștia se omoară pe aici, vedeți. Jocul ăsta are foarte multe buguri, din păcate. Deci cred că e unul dintre jocurile MotoGP care au avut cele mai multe buguri din istorie, pe bune zic. Vorbesc la modul cel mai serios, fără nimic așa, de ce puțin așa cred eu. Și din câte am jucat și am văzut la alții. Deci foarte, foarte multe buguri.
Oricum e bine pentru noi că suntem în top 10. Avem un start pe la urmă bun. Suntem aici, poate reușim să-l ajungem pe Spargaro. Opa, opa. Opa, cam larg este un pic acolo, dar rămânem aici. Hai de dată. Mă, ce le tremură ăștia la motocicletă, ești nebun la cap, mai apropiat e bine. E bine tot. Au alte trase, au trase mai diferite. Mamă, dar se bălângă ne pe aici, a văzut în calificări. Se bălângă în așa acolo, credești că e... Deci că s-a survat pe undul, pe bune zic. Deci cred că cam așa e în viața lor, pe bune zic. Că nu cred că voiau ăștia să facă circuitul chiar așa. Dar parcă în alte ediții n-a fost așa circuitul. Mă refer la bălângăniturile alea, să zicem așa. Că circuitul la fel, vă dați seama. Vedem aici, să sperăm că atacăm bine curba asta. Haide, tot un pic de parte acolo de Spargaro, poate reușim să mai recuperăm aici. Ah, băgăm și un power 3, stai un pic că am dat din greșeală de celălalt analog și mi-a fugit imaginea, era să o pun jos. Ah, s-a apropiat Nakagami. Ne-a și depășit din păcate. Ies larg aici, ies larg. Ies larg din păcate, ah, hai. Trec limiți acolo, se mai întâmplă. Aici sper să revin în fața lui Nakagami dacă se poate. Du-te, ai Aprilia. Hai Aprilia, bine Aprilia, bine. Bine tată, bine. Ulu. În aia ce mai zice. În aia ce mai zice. În Olo Nakagami. Mai bine, mai bine stă Honda. Văd pe frâne. Hai pe interior. Aici. Luptă intensă. Luptă intensă cu Nakagami. Ma, nu reușesc aici. Nu reușesc să-l iau. Am o vede cum se bălângă ne ăștia în față, lol. Se vede de la distanță. Deci că e roller coaster. Din nou trec limiți acolo, dar aia e, aia e. Asta se mai întâmplă. Hai aici. Hai mă, nu reușesc. Hai, power 3. Suntem în turul cu morul 3. Vedem pe interior, se duce în exterior Nakagami și reușim să trecem, revenim acolo în față, Oliveira greșește, dar am greșit și eu acolo, am intrat un pic pe zona aia, nimeni nu știu, habar n-am cum se numește, bretea aia cred că se numește, bretea se numește, habar n-am, gen la curbele astea. Da, păcatul. Încă un trec limit acolo. Încă un trec limit. Trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă. Haide. Hai cu frâna aia blană. Că ne cam dusă rând cam mult. Uite, nu căzură aici, ești nebun la cap. Văd că doar în calificări fubug înseamnă. În partea asta cursei. Destul de ciudat. Mă, ni s-a cam dus guma spate, ni s-a cam dus softul ăla până la urmă. Dar eu sper să ne țină bine. Ce-am driftuit acolo. Ce-am driftuit acolo. Opa, încearcă Oliveira să treacă acolo de Spargaro. Băi, Spargaro, baie-te și măcar ține pe ăla pe loc ca să mai venim și noi.
Ceai, bă, că nu pot, nu pot să îi ajung. Pur și simplu, nu pot. M-am greșit-o aici, am greșit-o, mă duc așa. Mă duc așa că altcumva n-am cum. Am greșit-o rău acolo. Cred că s-a apropiat și Nakagami, da. Da, din nou, din nou e acolo Nakagami. Reușim aici să frânăm bine? Da, frânăm bine. Oh, s-a căzut în față, a căzut Quartararo și cu Zarco. Amândoi deodată și urcăm două poziții. Martin este pe prima poziție, incredibil. E prima dată când văd pe Martin pe prima poziție. Aoleo! Iar acolo e slar, dar măcar nu am primit avertisment. Măcar n-am primit avertisment, ceea ce e bine. Pe Martin pe prima poziție, incredibil, prima dată când îl văd prima poziție. Nu știu dacă a câștigat vreodată. Nici în viața n-a câștigat niciodată la MotoGP. Și pe prima poziție aici, o mică surpriză, dacă putem spune. Ah, din nou larg aici, larg, s-a apropiat Nakagami încă o dată, Zarco în spate. E belea, trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine. Am fost fraier vere că am luat softul ăla pe spate. Nu prea ține bine. Am luat eu după ăștia de la GP, că mi-au recomandat ei. Mai bine mergeam pe medium cu medium. Pe bune zic. Chiar cred că mergea mai bine un medium cu medium. Ia să vedem aici Oliveira din nou în cea acolo. O trecere în fața lui Espargaro. Nu reușește din nou. Espargaro se apără foarte bine. Ah, dar nu reușesc acolo vere să-i ajung. Nu pot, bă, nu pot. Nu pot, ești nebun la cap, nu pot. În scurt timp vom intra și în ultimul tur. Ha, mă, parcă mai ajunsem un pic. Din nou încercăm un power 3 aici. Să-i mai ajungem. Zarco l-am trecut pe Nakagami, văd. Aici a greșit Oliveira. A greșit Oliveira acolo. Du-te, 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 du-te. Hai că ne-am apropiat. Ne-am apropiat. Ultimul tur, ultimul tur. În turul ăsta. Sper. Sper în turul ăsta, sper. Mai la slipstream. Mă, frânele alea. Ce mai zic? Ah, nu reușim aici. Suntem aproape de ei. Dar totuși nu putem să atacăm. Deci tu cât de larg este aici, din păcate. Da, e greu, e greu, e greu să mai facem ceva. Bă, oricum, loc 8. Scuze, frate meu, dar e un loc foarte bun, adică n-am ce să zic. Chiar n-am ce să zic, loc 8. Înainte, dacă eram la Vintia, era un loc dumnezeiesc acum. Hai, loc 8 cu Aprilia. Din nou suntem în primii 10. Din nou în puncte. Espargaro trebuie pe 4 și câștigă până la urmă Jorge Martin. Incredibil așa, câștigă Martin. Probabil prima sa cursă câștigată. Din păcate în cursă nu prea ne-am descurcat atât de bine. Din ce mai făcut, am căzut o poziție de pe 9 pe 10. Strângate cu Miller, văd. A scăzut mult Miller. Marchez a scăzut și el. Marchez era în fața noastră, era în spatele nostru. Cred, nu? Marchez era în spatele nostru. Cred că Martin curcă mult, dar urcă foarte mult Martin. Copt poziții, oricum e de-abia a treia cursă, adică la ce să te aștepți? Salvadori, urcă și Salvadori, bă, de pe... O, luă două puncte Salvadori. Bine, Salvadori, bine.
Bine, și noi cu Aprilia suntem pe locul 4 după Suzuki și Yamaha Monster. Și avem acum la Portimao, unde sincer nu mai fac FP4. Da, tot rămas așa buguit. A, nici n-ai rost să fac. E tot pe soare, știm cursa foarte bine. La această cursă am avut noi cel mai bun loc al nostru. Poate reușim să facem un podium, cine știe, primul nostru podium după foarte bine, zic că după foarte mult timp, primul nostru podium din istorie, cum s-ar zice, de când suntem noi la MotoGP. Suntem la calificări. Hai să ne ducem pe soft frumos, soft cu soft. Și dăm un skip. Suntem un schis să vedem care e treaba. Oricum, nu mai țin minte de pe ce loc am plecat atunci. Parcă am fost în Q2, dacă nu mă înșel, la Portimao. Cred că a fost prima dată când am fost în Q2 la Portimao. Bun, hai să vedem cum ne descurcăm. Ei, nu prea, din păcate n-am făcut foarte bine, dar pe locul 21. Ce ai, frate, nu prea se comportă foarte bine motocicleta. Dar văd că nici Spargaro, nici Savadori destul de în spate. Nu prea. Din ce mai slabă față de. Mi se pur mai slabă motocicleta față de cea a Vintiei de anul trecut. Da, pe acest circuit. Pur și simplu nu fuia bună pe acest circuit, cine știe. Dar eu sper să fim mai buni în cursă, să reușim acolo punctele. Să vedem, o să merg cu medium cu hard, merg. Cu medium cu hard o să merg. Medium cu hard, să știu o treabă. Să știu o treabă, medium cu hard și aia e, front brake-ul e pus bine, rear brake-ul e pus bine. Start race, plecăm de pe 21, aia e destul de în spate. Dar eu zic că putem acolo să obținem o clasare destul de bună. Vedem. Power 3. Câteva aveam TKS-ul pe 4. Bă, poate de aia. Bă, cât de cretin sunt. Bă, cred că de aia avere. Aveam TKS-ul pe 4. Poate de aia se controla așa ciudat. DM2 cu 20, 19. Lovim acolo pe Bastianini, cred că fu. Bine, aici intrăm, 15, deja luăm câteva poziții ca lumea. Suntem scurși un pic în afară, dar revenim. Locul 16. Ulu. Ulu, ies ca în larg. Ies ca în larg acolo, trec limița e, ce-o fi, o fi. Dar măcar revenim aici. Revenim măcar. Că mă dusesem ca lumea lua acolo, vede în față, ești nebun la cap. N-aveam nicio treabă. Uite pe Marchez cum vine pe acolo, ești nebun la cap. Ia să vedem aici, poate reușim să trecem. Greșește acolo Marchez, dar nu mai căzut nimeni de data asta, mă mir. Că știu că înainte cădeau foarte mulți aici. Oricum, pe linia dreaptă, trecem cu siguranță de Marchez. Foarte, foarte bine. Trebuie să avem totuși grijă aici. Și ne menținem bine, bovere. Se controlează mă bine acum. Eram pe tracțiune pe 4 și de aia cred că mi se părea mie că nu se, că se controla mai slab decât Avintia. Dar chiar se controlează bine motocicleta. Bine, aici a fost, sunt eu cretin și iese larg. Nu luați în seamă chestia asta. Vine și Petrucci. Acolo, ia uite și Lecona, dublă depășire, ești nebun la cap. Boloasă, mă. Hai, frate. Power 3. Haide. Hai cu depășirea Blanao, dacă se poate. Bine.
Mă, ne-am dus, l-am dus pe Rossi, la mama naibii, n-a căzut. Din nou vine Lecon aici la pachet cu Espargaro de data asta. Ah, și iar pierdem ăștia două locuri, nu se poate. Iar pierdem ăștia două locuri. Ce-ai, fratele meu? Nu, bă, nu... Nu găsesc un rin ca lumea deloc, adică e o scădere totuși față de sezonul trecut, o scădere drastică, adică am fost pe locul 4 sezonul trecut, știi, zic că dă mama măsii. O să încerc, poate reușesc să iau pe amândoi pe linia dreaptă, dar destul de greu să reușesc asta. Și nu mai greșesc, vă, nu se mai greșește aici, asta e cea mai mare problemă. Nu se mai greșește acolo. Trăm un turul cu morul 4 și sunt niște probleme. Nu reușim să trecem acolo în puncte deloc, când am fost în puncte cursa asta, deloc. Dar eu sper să fim în puncte. Eu sper. Oh, s-au căzut, au căzut acolo. Au căzut, dar vine. Vine Marini, de unde mai apăruși, mă, și tu? De unde apăruși tu? Că mă enervez aici, nu se poate. Vine și Rossi acum. Și tu la ce căca mai trecui? Mamă, deci conduc acum. Execrabil merge. Nu se poate așa ceva. Ia uite și tu, Vere, ia uite și tu. Mi se făcu un cadou acolo și nu reușim să profităm. Nu se poate să ceva. Haide. Hai că e și larg Marini. Oricum trebuie să luăm aici, trebuie să luăm. Hai, băgai și power 3. Dar se vede că mai stă la Ducati, nu mai duce. Nu mai duce așa de bine mașina, dar totuși se controlează aici bestial. Nu știu cum n-am căzut acolo și l-am și depășit pe Marini. Din păcate, nu mai avem nicio șansă la puncte. Asta este Spargaro, măcar e acolo puncte, totuși o cursă relativ ok. Am plecat de pe 21 până pe 16, dar nu reușim punctele acolo, din păcate. N-am mai avut norocul de odinioară. Mi s-a adus tu norocul în sezonul trecut, acum pe bune? Cam nașpa, măcar am avut cursa trecută un loc acolo. Mama, am căzut și noi și Spargaro, eu câte un loc, Spargaro câte 3. Da. Nu prea e bine, dar eu sper să revenim la cursa următoare, ce o să fie la Jerez, dacă nu mă înșel, acolo, băi, data asta vreau ca lumea, deci vreau să fim în top 10 cu siguranță, vreau să atacăm și podiumul acolo, și podiumul vreau să-l atacăm acolo. Totuși, vă dați seama un mic, ce un mic vere, un mare, cum să zic eu, nu dezavantaj, adică o mare dezamăgire, că anul trecut am avut locul 4 la această cursă și de-abia locul 3 am reușit acum. Da, la Jerez o să fie următoarea cursă și după la Le Mans, mama mea, acolo am avut DNF acolo, ești nebun la cap, am avut acolo. Ia e să punem aici ăștia de la aerodinamice. Deci sunt buni.
Temara ăla, aia am scos din greșeală. Păi trebuie să-i scoatem pe ăștia în primul și în primul rând. De pe ăsta îl punem. Pe ăsta, pe ăsta. Și cam atâta, pentru că alții n-avem cum. Ba, ar mai fi și ăștia, ar mai fi, că ăla nu facem. Și punem și la frame acum un upgrade. Bun. Și la 7 săptămâni, și la asta cam mult durează, din păcate. Cam mult. Da. Aici închidem acest video. Nu uitați de like dacă mă veți pe din această carieră. Îmi pune câteva semne de întrebare această Aprilia la acest, la ce se întâmplă în această cursă. Dar totuși, în celelalte curse s-a simțit foarte bine motocicleta, m-a dus puncte bune, deci până acum este un plus, un foarte mare plus. Bună, ne-am dreptare, v-am pupat!